Talk Show-ul este o emisiune de televiziune sau radiofonică în care moderatorul dezbate o temă importantă pentru societate alături de unul sau de mai mulți invitați. Aceste emisiuni sunt cărțile de vizită ale televiziunilor, au rating de ordinul milioanelor și de regulă sunt difuzate în prime time. De multe ori aceste emisiuni îi aduc notorietate prezentatorului, cum este și cazul Oprah Winfrey Show, cu 16 milioane de spectatori unici. Moderatorul unui talk show îndeplinește rolul de provocator, spune Liliana Barbaroșie, moderatoarea emisiunii Moldovan Direct, difuzată la postul public de televiziune. Iar subiectul dezbătut, politic, social, economic sau financiar, trebuie să fie unul de interes public. Subiectul unei dezbateri trebuie să fie cel mai important subiect al zilei, la care oamenii poate au căutat pe parcursul zilei răspunsuri și n-au găsit, și dacă vii tu seara cu dezbatere și oferi aceste răspunsuri, este cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Înainte de emisiune, moderatorul se documentează la tema ce urmează a fi dezbătută, proces care poate dura și câteva ore. Odată aleasă tema zilei, sunt selectați și telefonați invitații, fie experți, reprezentanți ai autorităților publice sau politicieni. Aceștia trebuie să reprezinte baricade diferite pentru a asigura echilibrul discuției. De cele mai dese ori, adevărul iese la iveală din confruntare de idei. Atunci când omul se enervează, el poate să spună și ceva ce nu și-a plănuit de acasă să spună. Foarte frecvente ciocnești de situații în care invitații nu vor să se întâlnească cu partea adversă, cu cel care ar putea să exprime un punct de vedere total diferit. Uneori prezentatorul schițează de acasă întrebările, unele chiar incomode. Alteori, acestea sunt adresate ad hoc. Autorul talkshow-ului Pahomi, difuzat la Realitate TV de luni până vineri, spune că moderatorul trebuie să fie imparțial, să trateze invitații egal și să fie obiectiv. Trebuie să fii sincer, trebuie să aibă o poziție, trebuie să aibă ceva de spus, trebuie să-i pese, să nu fie indiferent. Moderatorul trebuie să aibă întrebări și trebuie să fie curios și trebuie să aibă curaj și este foarte important să nu fie intimidat și să nu se teamă de invitat, dar în același timp trebuie să aibă libertatea să o facă. Talk show-urile sunt filmate în studiouri special amenajate, cu lumini și decor speciale. În unele emisiuni de acest gen, telespectatorii pot telefona în direct pentru a-și exprima opinia sau a acorda anumite întrebări invitaților. Mai nou, unii moderatori colectează întrebări pentru invitați pe rețelele de socializare, înainte sau chiar în timpul emisiei.